M-au poftit să intru și am spus, nu, 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 plătim bilet, că mi se părea aiurea să mă prim cu metrou, că era doamna director acolo pe gratis. Da. Și am zis, plătim bilet. Mi-a dat, am realizat că n-aveam asupra mea nimic, nu tu telefoane, bani, acte, nimic, eram așa, cum mă vedeți. Și ai lăsat ceasul. Nu, că eram cu ceas. Ți-a dat abonament pe una. La tezaur. La... Eram cu ceas. Da, nu era atât de valoros ca alte ceasuri. Acum adun abonament la metrou. Mergea. Și atunci am zis, ok, mi-a dat un coleg din echipă 50 de lei, nu 200, am cumpărat biletul și m-am urcat în metrou. Acum e șansa vieții mele a fost că la ora aia în Tudor Arghezi nu era nimeni în metrou. Nimeni, era metroul meu. Da. Te-a urcat tu singur și s-a urcat și Manu spune acolo, păi vocea din ofa lui Manu zice așa tu cu, fotograf. Cu ceva presă pe acolo, dar nu m-am gândit niciodată ce avea să urmeze după. Da. Ei, o agenție de presă au făcut fotografii și le-au urcat pe toate de unde presa a luat ce a dorit. Și așa a apărut poza aia cu mine într-o poziție total nefericită. Stingher, așa ca... Da, da, singurela, da, da, da. Și pe mine m-a buvnit râsul când am văzut-o. Când am văzut-o, s-a zis Dumnezeu... Cum era în anii 90, cum era, erau aia care cântau nu nimeni nu mă vrea, na, 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 na. Sunt așa pe copii acasă și... Da, da, am prefigurat ce urma. Am prefigurat ce urma. Păi da, 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 se potrivește la fix. A fost o previziune. Da, nu, mă, da, da, și da, nici ciucă n-a zis da. Cântați bine, da, bune, așa. Vă iau pentru da, imnul de da, campanie. Așa. Da. Și am zis, ok, bun, asta e, mi-asum, poza e. Acum toată lumea m-a certat. M-a certat toată lumea a doua zi, rău de tot, că nu se poate, că stai drept. Le-am explicat, băi, eu am o problemă în asta drept, că după problema asta medicală pe care am avut-o, am niște mușchi pe gât și tendința e să... Asta să e, stai relaxat, să stai da, un pic te simți bine, da. Că stau așa drept tot timpul, acum îmi corectez că de... Da, da. Acum ești balerin. Acum a trebuit să fiu mis. Și am zis, ok, hai să rezolvăm, asta e. A râs de mine, două nopți m-am uitat pe TikTok și vă mărturisesc că am râs. S-a făcut un meme. Da, m-am distrat. Da, mie mi s-a părut haios. Adică am realizat atunci, mă, oamenii ăștia, chit că te vor, chit că nu te vor, dar sunt simpatici. Adică a, românul, când vine vorba glume, de bășcălie, de ironie, da, am trecut toți. Pot să facă niște glume da, senzaționale. Da, da, da. Am luat-o ca atare, da? După care a fost o adevărată discuție și am zis, mă, eu totuși m-am vrut să merg cu metrou, nu ca să am o poză haioasă pe internet, eu vreau să mă convinc că e adevărat.